cel mai bătrân. Într-o zi, elefantul, maimuța, iepurele și coțofana purtară sfat mare. Cu toții erau foarte mândri de sine și se considerau mai presus decât orice alt animal. Mai rămânea doar să stabilească cine era cel mai bătrân dintre ei, așadar cine trebuia stimat și onorat ca un adevărat veteran. Plimbându-se prin pădure și pălăvrăgind, cei patru ajunseră sub un copac înalt cu coroană bogată care dădea o umbră deasă. Se opriră o clipită la umbra acestui copac, iar elefantul grăi. Când am trecut prima dată pe lângă acest copac, n-am găsit nicio umbră care să mă ferească de razele soarelui. Maimuța nu se lăsă mai prejos. Când am trecut prima dată pe lângă acest copac, ajungeam cu creștetul la vârful lui. Iepurele spuse și el fără întârziere. Așa o fi, dar urechile mele erau mai lungi chiar decât ramurile acestui copac în ziua când l-am văzut prima dată. Coțofana îi ascultă pe toți, iar apoi le spuse zâmbind: dragii mei, eu am adus pe aceste meleaguri sămânța copacului. Astfel știură cu toții cine este cel mai demn de respect dintre ei.